Bun găsit, într-adevăr, masca va fi obligatorie în continuare în stațiile STB, la metrou, în târguri, piețe și, bineînțeles, toate zonele aglomerate de promenadă. De asemenea, în ședința de astăzi se mai stabilește exact care va fi modalitatea de funcționare a teraselor și restaurantelor și se fac primele pregătiri pentru scenariul în care Bucureștiul va scădea sub 1 la 1000 de locuitori ca rată de infectare și se vor redeschide școlile cu funcționare în format fizic în totalitate. Așteptăm să vedem cu ce alte vești va veni prefectul capitalei. Bineînțeles, vom avea declarații la finalul acestei ședințe, undeva în jurul orei 14. Cam acestea sunt datele care au fost comunicate de prefectul capitalei până acum și, bineînțeles, măsurile de relaxare, știm foarte bine, vin și cu un program de vaccinare. În continuare sunt organizate atât în București cât și în județul Ilfov maratoane și centrul drive-thru va funcționa până la finalul lunii septembrie. Mulțumesc, a fost colega mea Gabriela Adel Pupo și comentăm subiectele acestei ore alături de mine în platou Emilian Isail, jurnalist Spot Media. Bună ziua! Bună ziua, Andreea! Mulțumesc pentru invitație! Așadar, relaxare și nu prea în capitală, în zonele aglomerate va fi în continuare obligatorie, se pare, masca de protecție. Așteptăm deciziile oficiale de la ședința de la prefectură. Cât de greu va fi de definit zona aglomerată, cel puțin în centrul capitale, unde în timpul săptămânii e peste tot aglomerat, în zonele pietonale, în centru vechi și așa mai departe. Da, avem un anunț făcut de președintele Klaus Iohannis, urmat după aceea de o hotărâre de guvern și acum, într-adevăr, la nivelul prefecturii București, se vor face efectiv, se va desena, se va profila decizia de în ce privește purtarea măștii în capitală. Într-adevăr, când spui zone aglomerate, înseamnă un concept destul de larg, cel puțin pentru orașe foarte, foarte mari, cum ar fi București. Ce înseamnă? În stație, ok, am înțeles, dar ce faci cu parcurile? De exemplu, la ora asta, dacă mergem în Herăstrău, e o aglomerație, nu găsești o stație de autobuz în tot orașul mai aglomerat decât în Herăstrău. Deci lucrurile sunt destul de complicate de definit. Nu chiar sunt curios să văd cum vor arăta măsurile după ce vor ieși din prefectura București. Pe de altă parte, exact cum aminteați și voi, cum aminteați și Gabriela în live-ul făcut mai devreme, avem o problemă cu centru vechi. Iarăși, terase la terase, ok, nu se poartă mască, dar acolo trebuie să existe totuși câteva măsuri de distanțare, pentru că o să fie mai aglomerat decât în interiorul oricărui restaurant, dacă te duci în centru vechi, terasă, lângă terasă, lângă terasă, lângă terasă. Vor crea aceste anunțuri un soi de dezamăgire pentru bucureștenii care așteptau această mare relaxare? Da, în opinia mea e de așteptat să creeze o mică dezamăgire, pentru că vor fi listate foarte multe lucruri. De exemplu, să luăm exemplu cu trecerile de pietoni. Dacă va trebui să spui mască când treci strada printr-un loc amenajat, atunci ce faci? O dai jos când intri într-o librărie, o scoți ca să mergi câțiva metri pe trotuar, o pui la loc ca să treci strada, adică mai bine o lași acolo. Se ajunge în situația în care cumva nu poți mască decât dacă ești singur pe trotuar sau chestii de genul ăsta. În fine, o să fie, cred că o să fie undeva pe la mijloc, adică o să fie niște măsuri luate, vor defini zonele aglomerate, probabil că mă aștept ca trecerea de pieton să nu fie prinsă acolo, pentru că ar fi ceva care ar da peste cap relaxarea. Deci centrul Bucureștiului nu, parcurile nu. Cred, ce zonele mai rămân la îndemână bucureștenilor care își vor dori să profite cred de relaxările, că vor, de restricții? Vor lăsa relaxarea pe stradă, chiar și în parcuri cu toate riscurile. Dar, pe de altă parte, vor cere purtarea măștii în piețe, pentru că în piață e o activitate continuă pe tot parcursul săptămânii. Hai să zicem că Herăstrău e aglomerat sâmbătă și duminică, în rest e ok. Dar cred că piețele, târgurile, stațiile de autobuz, locurile în care ai circulație intensă pe tot parcursul săptămânii, deci un flux continuu, cred că acestea vor rămâne, de fapt. Și cred că vor fi anumite precizări vis-a-vis de terase și de restaurante.
Da, important care vor fi aceste precizări. România se relaxează așadar, dar medicii atrag atenția că pandemia nu s-a terminat. Cum rata de incidență scade treptat în toată țara, medicii susțin că este momentul în care poate fi luată în calcul această relaxare a restricțiilor, cu unele amendamente în capitală, unde autoritățile, iată, ar putea decide păstrarea obligativității măștii în zonele aglomerate. Cum privesc medicii acest scenariu? Discutăm cu Radu Țincu, medic primar ATI. Domnule doctor, bună ziua! Bună ziua! E bine să se păstreze prudența în zonele aglomerate, analizând din perspectiva incidenței în capitală, dar și a gradului de vaccinare? Este firesc să avem un optimism al relaxării cu responsabilitate. Este clar că nu am atins, nici măcar în zonele cele mai bune ale țării, nu am atins rata de vaccinare care să permită acea imunizare colectivă și care să ne protejeze. Sunt discuții în ultimele zile, odată ce s-a dat această știre a relaxării, sunt discuții intense despre ce înseamnă zone aglomerate. Se așteaptă ca autoritățile să redacteze zeci de pagini în care să ne explice cum să ne comportăm. Cred că este un pic exagerată toată această așteptare. E foarte simplu. Ne-am învățat cu toții după un an de pandemie. Dacă suntem într-o zonă aglomerată unde nu există distanțare fizică, este logic să purtăm masca. Nu trebuie să ne prezinte autoritățile cu puncte unul sub altul toate aceste zone. Până la urmă, fiecare dintre noi poartă mască nu pentru că așa a decis Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, poartă mască pentru a nu se îmbolnăvi și a face o formă de COVID care poate să-l ducă în spital. De aceea cred că persoanele care nu sunt vaccinate și care ies pe stradă și observă singure, că nu trebuie să le spună nimeni că există o zonă aglomerată, trebuie să-și poarte masca de protecție pentru propria lor sănătate. Da, vă mulțumesc foarte mult, medicul Radu Țincu a fost. Așadar, opinia medicilor e și a noastră, a tuturor, că până la urmă relaxarea înseamnă pentru noi, în primul rând, mai multă responsabilitate. Înseamnă mai multă responsabilitate și plus că suntem într-un punct de răscruce, în opinia mea. Deci trebuie să așteptăm din acest moment al relaxării 2 săptămâni să vedem în ce direcție o ia pandemia. Bănuiel că autoritățile știu un pic mai mult decât noi, la nivelul guvernului, la nivelul președinției, dar totuși, pentru că nu luau deciziile fără să aibă anumite semnale clare din date că, într-adevăr, pandemia scade intensitatea pandemică în România. Și, desigur, acei indicatorii putem urmări și noi dacă ne referim la persoanele internate la terapie intensivă, la numărul de internări. Exact. Se fac și proiecții pe termen mai lung și cred cumva că există și explicații pentru asta, dar cred cumva că trendul este descendent în România. Am scăzut sub 20.000 de persoane infectate, active, deci sunt 19.000 și ceva raportate ieri, deci lucrurile arată destul de bine. Dar pe de altă parte, nimeni nu poate să ne dea un răspuns vis-a-vis de un eventual val 4. În acest moment, pandemia a scăzut datorită faptului că multe activități se desfășoară afară, datorită faptului că am avut măsuri de distanțare destul de stricte, datorită vaccinării și datorită unei cifre mari de persoane care au trecut prin boală, sunt imunizate, dar despre care noi nu știm mare lucruri, pentru că cifrele oficiale arată 1 milion, dar sunt bănuieli, chiar și de la nivel oficial, adică chiar domnul Raed Arafat făcea o declarație în acest sens la un moment dat, despre faptul că sunt mai multe persoane care au trecut prin boală, care nu sunt raportate, dar despre care cumva autoritățile poate să estimeze cumva numărul lor. Deci, acestea sunt cele patru motive pentru care, într-adevăr, pandemia scade. Dar nu-mi dau seama în ce măsură și dacă, într-adevăr, suntem pregătiți, pentru că odată cu toamna există posibilitatea să apară un al patrulea val. Da, păstrăm un ritm susținut de vaccinare, peste 100.000 de persoane imunizate zilnic și dacă ar fi să cităm una dintre declarațiile premierului, 1 iunie nu înseamnă relaxare, înseamnă 5 milioane de oameni vaccinați. Acest semnal de relaxare dat de pe 15 mai, crezi că va descuraja interesul oamenilor pentru vaccinare? Contează mai puțin ce cred eu, dar sunt mulți experți deja care au făcut declarații în acest sens și ei consideră că, într-adevăr, această relaxare care vine odată cu data de 15 mai ar putea descuraja
vaccinarea. Iar suntem în situația unui context probabil, nu ne dăm seama. Pentru că, exact cum spuneai și tu, Andreea, avem 7 zile consecutive cu peste 100.000 de persoane vaccinate și cu o medie de 40.000 de persoane care au făcut prima doză, la rând, 40.000 la rând. Uitându-ne așa pe calcule, dacă ritmul de vaccinare mai crește un pic, s-ar putea ca într-adevăr la 1 iunie să atingem o valoare de 5 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză. Dar pe de altă parte, aceste măsuri nu-mi dau seama dacă... Tendința este să spui da, descurajează vaccinarea, dar totuși trebuie să ne uităm pe cifre, să vedem ce se întâmplă în acest weekend, să vedem ce se întâmplă și săptămâna viitoare. Nu mai vreau să fac o scurtă precizare aici. Tendința de a te vaccina are legătură acum și cu călătoriile, cu angajările, cei care lucrează în străinătate, cu mersul, cu luatul biletelor de avion și cu participarea la evenimente. S-ar putea ca aceste obligativități să fie suficiente pentru a ține un ritm de vaccinare sus. Are cu siguranță legătură și cu locul unde te afli. Pentru că așa cum a fost concepută această campanie de vaccinare, ea e destul de greu accesibilă în mediul rural. Exact. Dar nu știu dacă mediul rural ai nevoie de atâtea vaccinuri. Pentru că acolo lumea e distanțată, virusul se transmite și se răspândește intens în aglomerările urbane. Asta e clar. Trece mult mai ușor de la unul la altul în București decât într-un sat unde sunt 200 de persoane. Pe de altă parte și nivelul de contagiozitate, particularitățile virusului îl fac foarte contagios. E suficient ca o persoană din comunitate să se îmbolnăvească, pentru că și acolo circulația este destul de intensă, chiar și în comunitățile locale. Da, dar din ce văd eu, din ce am văzut până acum, cred că autoritățile se concentrează foarte mult pe mediul urban, să imunizeze cât mai multe persoane pe mediul urban. Hai să ne uităm la aceste maratoane care sunt făcute în centre universitare. E adevărat, centrele universitare sunt importante și pentru faptul că au resursă umană, studenți, mai mulți medici, care pot să participe să vaccineze oamenii. Dar totuși sunt și zone urbane aglomerate. Drive-thru-urile, iar... Da. Interesant, succesul pe care l-au avut maratoanele. Da, deși foarte... teoretic nu e atât de greu din punct de vedere logistic să te înregistrezi în platformă și să te duci la o programare, totuși această variantă de a te prezenta la un centru de vaccinare doar cu buletinul a avut un mare succes. Foarte mare, neașteptat de mare, chiar și pentru mine care am urmărit cumva procesul de vaccinare de, datorită faptului că scriu despre acest lucru. Nu mă așteptam să aibă un atât de mare succes, dar într-adevăr se pare că reducerea birocrației generează mult mai mult, mai mulți, hai să spun între ghilimele, clienți pentru vaccinare. Pentru că, într-adevăr, sunt puțini oameni care se descurcă cu, au încredere în programarea online, se descurcă, sunt foarte persoane în vârstă care nu știu să lucreze cu computer. Poate că e o problemă și de mentalitate, pentru că am văzut și foarte mulți tineri care stăteau la centrele drive-thru la o coadă de 150 de mașini dimineața, care într-adevăr mergea repede, dar nu atât de repede cum mai fi procedat dacă te programai direct pe platformă. Am întrebat o studentă aici la sala Palatului sâmbăta trecută, de ce ai venit să te vaccinezi? Păi și ea mi-a dat un răspuns. În fine, nu mă așteptam, dar sunt în sesiune, am un timp foarte limitat, mi-e foarte greu să mă programez pentru că mă pune la o dată în care aș putea să am examen și atunci prefer să controlez eu procesul de vaccinare. E o chestie la care nu te-ai fi gândit, știi? Da, un lucru e cert, la miezul nopții s-a dat startul pentru marea relaxare promisă de autorități în etape. De astăzi putem merge pe stradă fără mască, dacă nu e aglomerat, iar circulația pe timpul nopții e din nou permisă. Cu gândul la relaxările ce-i așteaptă, românii au luat litoralul cu asalt. Încă de aseară s-a circulat bară la bară pe Autostrada Soarelui. Oamenii sunt dornici de distracție, mai ales că sâmbătă și duminică se anunță vreme plăcută la mare, cu maxime de 22 de grade și fără ploi. Într-o legătură video este Cristian Bărhălescu, vicepreședinte al Asociației Naționale al Agențiilor de Turism pentru regiunea de Sud-Est. Domnule Bărhălescu, bună ziua! Bună ziua! Care este atmosfera weekendul acesta pe litoral? Este într-adevăr un weekend aglomerat. În vama veche se vede aglomerația cu atât mai mult cu cât plaja este îngustă. În Mamaia, datorită lățimii plajelor, în acest moment îi cam pierzi, nu prea poți să-i numeri, dar sunt turiști pe litoral. Avem în hoteluri, avem în apartamente, peste tot din Mangalia și Vama Veche până la Mamaia. Aveți o estimare a numărului de turiști care vor fi pe litoral weekendul acesta?
Oricum vor fi peste 20.000. Vom vedea ce spun cifrele de la trecerile de pod, pentru că acolo e cea mai bună contorizare în acest moment, în momentul în care vedem că vin turiștii spre litoral. Dar este un început bun, iar faptul că în județ Constanța avem o incidență de 0,72 este cu atât mai atractiv, am putea spune. În Constanța este sub 1, tot așa 0,85, așa că stăm bine. Cu vaccinarea iară stăm bine, e minunat pe litoral și litoralul e pregătit. S-a văzut de 1 mai și cu siguranță așteptăm să vedem cum va fi tot sezonul 2021. Cum au primit deopotrivă hotelierii și turiștii anunțul măsurilor de relaxare? Cu bucurie, este evident, erau pregătiți să primească turiști. Anul trecut, am început la 1 iulie, au fost ceva pierderi. În lunile iulie și august s-a mers undeva cam 80-90%, 70% unele unități, ceea ce a generat pierderi, este evident, dar sperăm ca anul acesta să recuperăm puțin. Nu avem șansa să ajungem la nivel de 2019, dar știți cum e, speranța mare ultima. De anul acesta Paștele a coincis cu mini-vacanța de 1 mai, nici vremea nu a fost foarte prielnică, a fost o primăvară mai răcoroasă. Care sunt așteptările pentru ceea ce urmează pentru sezonul estival din 2021? Din experiență vă spunem că în anii în care Paștele a fost în aceeași perioadă cu 1 maiul, nu am avut un mare succes cu litoralul, pentru că o parte se duc spre părinți, spre case, spre zonele tradiționale, iar anul acesta am avut încă un mare minus, faptul că nu s-au organizat evenimente, n-au fost celebrele festivaluri de la Mamaia, care aduceau mii de turiști străini care veneau special pentru aceste evenimente, iar anul 2021 cu siguranță va fi unul bun, pentru că românii își vor dori să-și întărească imunitatea, trebuie să iasă într-un concediu, iar măsurile pe care le au țările din Europa cu testele PCR și alte obligații care vin în perioada de călătorie sau post-călătorie, au fost turiști care au plecat fără nicio problemă și când s-au întors îi veneau din zonă galbenă sau roșie și trebuiau să se carantineze, nu este tocmai plăcut. Tocmai de aceea considerăm că litoralul, dar și muntele vor fi, sau delta, vor fi anul acesta câștigătoare din punct de vedere al atractivității, dar noi din experiență ca agenții de turism știm că cei care vin pe litoral au bani să meargă și în străinătate, pentru că în marea lor majoritate sunt deprinși cu excursiile, călătoriile, și doresc să-și reîncarce bateriile de mai multe ori, nu doar o dată. Da, turiștii au căutat în pandemie zone mai retrase, în care s-au simțit, desigur, în siguranță. Cât de mult a avut de câștigat zona Deltei Dunării în această perioadă? Căci ați pomenit despre ea. Delta Dunării a fost campioană, am putea spune, anul trecut și chiar nu a simțit că a fost criză, datorită faptului că acolo pensiunile oferă izolare, iar experiențele pe care le ai în Delta cu zona de mâncare specifică, peștele care îl servește acolo, de asemenea plimbările cu barca sunt în natură, aerul este extrem de curat, pe lângă satisfacția privirii păsărilor din Delta, care nu se întâmplă în fiecare zi, pentru unii poate este chiar o dată în viață experiența Delta Dunării, a generat o mare atractivitate, iar accesibilitatea este una foarte bună din Tulcea, Murighiul, Mahmudia, de oriunde poți să ajungi spre Sfântul Gheorghe, Sulina, Crișan, Mila 23 sau Periprava și acolo găsești servicii excepționale. În marea lor majoritate românii nu știau până acum ce înseamnă Delta Dunării, dar promovarea pe care a făcut-o Asociația de Promovare din Delta Dunării, din Tulcea, a reușit să ridice ca destinație ca interes în mintea românilor și automat se vină în agențiile de turism ca aceștia să-și cumpere pachete.
Da, vă mulțumesc foarte mult. Am stat de vorbă cu Cristian Bărhălescu, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism pentru regiunea de Sud-Est, în contextul în care, vă reamintesc, în contextul în care mergem pe stradă fără mască, dacă nu e aglomerat, circulația pe timpul nopții este din nou permisă. Iată că România au luat litoralul cu asalt. Încă de aseară s-a circulat bară la bară pe autostrada Soarelui. Revenim la discuție. Da, am revenit la Top B1. Vă reamintesc că este ședință la Prefectura Capitalei. Alin Stoica a convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență pentru a mai ajusta din măsurile de relaxare luate de guvern. Concret ar putea fi vorba despre necesitatea purtării măștii în continuare în zonele pietonale din capitală, în centru vechi, dar și în unele dintre parcurile care se aglomerează în weekend. Revin la discuția cu jurnalistul Emilian Isăilă. Emilian, din perspectiva economică, cât de ofertante sunt aceste relaxări? Orice relaxare e ofertantă din perspectiva economică, pentru că cumva relaxarea mai accelerează puțin activitatea economică. Oricum ar fi, există o presiune pe sistemul economic din România. Pandemia face această, limitează această creștere, dacă vrei, de plină. Pe de altă parte, România a avut o strategie să limiteze cât mai puțin activitățile economice. Dar nu putem să nu luăm în calcul teama oamenilor, faptul că intri mai rar în magazine acum să cumperi. Avem o mare parte din forța de muncă care, într-un fel sau altul, lucrează remote, cum se spune acum, de acasă. Aici trebuie să vezi ce fac companiile, pentru că n-am văzut încă studii de productivitate, dar există activități care se pot face de acasă, într-o măsură, hai să zicem, 100%, și există activități care se pot face de acasă, dar cu o productivitate mai mică, 50, 60, 75%. Da, am vorbit ceva mai devreme cu Cristian Bărhălescu înainte de publicitate și am văzut că e un weekend aglomerat la mare, dar nu pe atât de aglomerat pe cât s-ar fi așteptat operatorii din turism. Asta în contextul în care posibilități există, dacă le putem numi așa, numai dacă analizăm apetitul pentru vacanțele în zone îndepărtate și calde care a existat în acest început de an. Exact, Andreea, exact cum remarci și tu, există domenii economice care sunt grav afectate, cum e cel al turismului. Deci aici lucrurile, orice relaxare înseamnă o creștere a afacerii, dacă vrei. De, vis-a-vis de mare, avem și vremea care reprezintă un Unde am greșit din acest punct de vedere? Pentru că nu am reușit să fructificăm potențialul zonelor izolate și sigure din țara noastră. Nu știu, nu cred că a fost o greșeală. Cred că nimeni nu s-a preocupat. Adică aceasta a fost cea mai mică problemă pentru autorități în această pandemie, cumva să găsească formule astfel încât anumite domenii care au fost grav afectate, printre care și turismul, să găsească formule prin care acestea se poată recupera cumva. Cred că mai mult au fost vorba de inițiative personale, ori ale unor agenții de turism care să le prezinte clienților locuri izolate, se vorbea aici despre Delta Dunării. Exact. Pe de altă parte e și vorba de operatorii turistici care nu erau pregătiți, adică nimeni nu s-a gândit, toți, tendința lor era să creeze hub-uri destul de aglomerate în care să vină lumea, să aibă toate serviciile la dispoziție, nimeni nu s-a gândit să facă vile cu piscină în creierii munților, că vine pandemia, adică investiția e și foarte mare, e și foarte greu să tragi utilități, e și foarte greu să oferi servicii de calitate în zone izolate, deci lucrurile... Da, s-a schimbat și mentalitatea românilor vis-a-vis de, nu știu, de comportamentul de consum. Am observat că se caută acum din ce în ce mai mult casele în afara orașului. Românii și-au schimbat apetitul pentru locuințele din centrul marilor aglomerări urbane. Acum își doresc case la periferie. Era de așteptat că un astfel de lucru s-ar putea întâmpla? Da, o observație foarte bună, Andreea. Cum să zic, și industria și domeniul imobiliar este afectat de criză și el se schimbă radical în acest moment. Exact cum observai și tu, există alte cereri, adică oamenii vor mai degrabă să se mute în afara orașului în acest moment pentru că a intervenit și posibilitatea de a lucra de acasă, să aibă proprietăți, case sau să aibă acces la curs, chiar dacă stau în apartamente, în blocuri cu apartamente. Sau poate că e mult spus, dar își doresc refugii, în cazul în care cine știe, situația scapă de sub control. Exact, și plus că a crescut foarte mult
timpul petrecut în casă în pandemie și dintr-o dată ai cu totul alte cereri vis-a-vis de propria ta casă. Da. Între timp, România s-a mai relaxat și rata de incidență a cazurilor noi de COVID își continuă scăderea în capitală și se menține din nou sub 1,5 la mie. Azi rata a ajuns la puțin peste 1 la mie după 5 zile de scădere, potrivit datelor publicate de DSP. După ce rata de infectare scade sub 1 la mie, școlile vor fi deschise în totalitate în capitală. Cât de pregătiți sunt elevii, dar și părinții, ca cei mii să revină în bănci, ne spune Iulian Cristache, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, într-o legătură video cu noi. Domnule Cristache, bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. La ce vă așteptați de săptămâna viitoare? Așteptăm să începem școala. Chiar dacă sunt părinți care spun că ar fi fost mai bine să rămână în actualul context online, decizia Ministerului este una binevenită pentru că se gândește în ansamblu. Acolo unde, într-adevăr, în mediul rural, știm foarte bine, copiii nu au avut posibilitatea de o școală online așa cum ne dorim cu toți. Nu putea să vină cu o abordare diferită față de elevii din mediul rural și atunci este absolut normal să ne întoarcem cu toții la școală, acolo unde rata incidenței scade cu mult sub 1 la 1000. Așteptările sunt mari și trebuie să știm să beneficiem de acest balon de oxigen primit de către guvern și mă refer la nivel societal. Pentru că ați avut mai devreme un interlocutor care spunea foarte bine, nu trebuie să stăm să ne explice guvernul cum trebuie să stăm într-o stație de tramvai sau la metrou, astfel încât să ne protejăm în continuare și să nu ne înfructăm practic din acest balon de oxigen, astfel încât să avem deziluzii. Trebuie să fim în continuare responsabili, inclusiv la nivelul unităților de învățământ, acolo unde cu certitudine consiliile locale, să știți că au investit masiv în ultima perioadă, mă refer la aceste substanțe dezinfectante și la crearea unor circuite de care, din păcate, majoritatea elevilor nu au beneficiat, mai mult stând în sistemul online decât față în față. Da. Ce așteptări aveți de la examenele de sfârșit de an? Vă spun sincer că nu aveam mari așteptări, dar văzând simulările, încep să îmi schimb părerea, pentru că am avut acele simulări de la clasele a 8-a și a 12-a, acolo unde la bacalaureat am avut o creștere de 2% și la evaluarea națională, spre surprinderea mea, un plus de 20% față de 2019, pentru că noi n-am avut anul trecut simulare. Și atunci stăm și ne gândim și trebuie să ne facem o analiză la nivelul sistemului, ce trebuie să luăm din acest sistem online, pentru că avem cu certitudine și lucruri bune de luat și pe care trebuie să le implementăm în noul an școlar. Probabil că majoritatea elevilor s-au canalizat doar pe disciplinele de examen, s-au pregătit intens, unii chiar cu ajutorul meditațiilor în sistem privat și nu trebuie să ascundem acest lucru pentru că este un adevăr. Majoritatea familiilor a făcut eforturi financiare deosebite astfel încât să nu pierdă contactul copiii cu ceea ce trebuie să dobândească ei la nivel de competențe. Și cred că a existat și o relaxare în sistemul online la celelalte discipline. S-a pus accentul special pe discipline de examen, celelalte discipline fiind un pic relaxate, astfel încât elevii să nu se pregătească intens și să-i lasă să pregătească mai mult pentru discipline de examen. Rămâne de văzut pierderile la nivelul noului an școlar, pentru că vom avea cu certitudine niște pierderi pe tot ansamblul. Avem practic un an de zile, sunt elevi care nu au participat nici măcar o lună de zile la școală tradițională. Oricât de mult ne-am dorit noi, a fost o relaxare la nivelul sistemului online și foarte bine că nu a existat obligativitatea nici măcar la nivelul evaluării să stea cu camera deschisă și aici, din punctul meu de vedere, este o mare greșeală la nivelul ministerului, pentru că nu trebuia să dea această posibilitate. Copiii sunt copii, vor să scape, să iau o notă astfel încât să fie ok și practic ne-am furat căciula din acest punct de vedere. Da, vă mulțumim foarte mult, Iulian Cristache, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți. Am revenit la discuție la Talk B1, e alături de mine în continuare Emilian Isăilă. Așadar, pe măsură ce rata de infectare va scădea sub 1 la 1000, școlile vor fi deschise în totalitate în capitală, măcar să încheiem anul acesta școlar cu elevii în bănci, dacă foarte mulți dintre ei au prins foarte puține zile în format fizic la școală. Ar fi o veste excelentă. De exemplu, am o fetiță care în ultimul an a învățat numai de acasă, exclusiv de acasă, mai mult de un an, pentru că nu e nici în an terminal, nu e
Cu ce concluzii rămânem acum aproape de finalul anului școlar? A funcționat modul acesta online și cât de echitabil a fost el dacă ne gândim la populația rurală, la ponderea populației rurale? Nu a fost un mod echitabil și funcționarea lui a depins strict de școală, de managementul școlii respective și de calitatea profesorilor. Și atunci cum ne putem raporta la examenele naționale? Destul de dificil. Sper, examenele naționale au o altă, pentru că am avut copiii de clasa 12 și copiii de clasa 8 care au avut, li s-a extins cumva printr-o decizie, aș spune înțeleaptă, a Ministerului Educației, li s-a extins anul școlar. Și probabil că aici, cu un nivel de subiecte puțin mai accesibile, adaptate la ce au făcut ei, probabil că examenele vor fi ok. Dar, pe de altă parte, restul elevilor, clasele 5, 7 și 9, 11 au fost mai afectați. Da, vorbim de ani de zile despre rezultatele slabe pe care le obținem la testele PISA și stăm și ne gândim în ce măsură pandemia nu va contribui la înrăutățirea situației pe termen lung. Sper să ar putea exista, ar putea fi o oportunitate să o schimbă, pentru că rezultatele slabe la testele PISA au legătură cu sistemul de educație. În opinia mea, au legătură cu modul în care se scriu manualele în România, cu modul în care se predau profesorii, cu modul în care sistemul de educație se raportează la realitate. Deci cred că asta e o mai mare problemă decât problema pandemiei. Sper ca pandemia să fi făcut să ofere această oportunitate sistemului, Ministerului de Educație și sistemului de educație în general să se transforme, pentru că aici e marea problemă. Da, scurte concluzii vis-a-vis de ședința care are loc la Prefectura Capitalei, încă așteptăm declarații de acolo, se decid eventuale ajustări ale măsurilor în capitală, în zonele aglomerate, la ce să ne așteptăm? Da, exact cum spuneam și în debutul emisiunii, cred că ne vom aștepta la o listare strictă a locurilor în care din exterior în care trebuie să purtăm mască. Cred că ne vom primi o listă cu programul clar al restaurantelor, ce se întâmplă cu cluburile, cu petrecerile de noapte. Deci toate acestea cred că vor fi în acest document, care trebuie să fie unul mult mai amănunțit și care trebuie să acopere întreaga gamă de activități din oraș. Da, mulțumesc foarte mult jurnalistului Emilian Isăilă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți cu noi, urmează emisiunea Check Media cu Răzvan Munteanu. Pe curând!